Începând de la jumătatea lunii aprilie, a demarat recensământul circulației din județul Suceava. Acesta are loc din 5 în 5 ani și este realizat la comanda Direcției Județene de Drumuri și Poduri. Mai exact, vor fi numărate toate autovehiculele care tranzitează 49 de drumuri din județ. Din 5 în 5 ani se face o înregistrare a circulației rutiere din punct de vedere a traficului sub toate formele, înregistrându-se de la vehicule simple, ușoare, trafic hipo și terminând cu traficul greu pe fiecare tronson de drum. 74 de posturi de recenzare, dar drumuri, sunt unele drumuri care au și câte 3 posturi pe același drum. În total sunt 49 de drumuri care sunt recenzate. Pentru realizarea recensământului vor fi mobilizați 150 de angajați ai societății Drumuri și Poduri. Ei vor număra mașinile din cabine amplasate special la marginea drumului. Posturile sunt semnalizate cu un jalon și cu o tabliță cu număr de registrare și oamenii sunt în niște cabine speciale ca să fie protejați și din intemperiile vremii sau dacă în apropierea postului există o clădire care poate să ajute la amplasarea personajului care înregistrează, stau în zona respectivă a postului de recenzare. Concluziile recensământului vor fi folosite pentru realizarea strategiei privind întreținerea drumurilor din județ. Se realizează niște coeficienți de calcul care servesc în planificarea lucrărilor, în proiectarea lucrărilor de drumuri și în a fondurilor necesare pentru diferite tronsoane. Potrivit datelor centralizate până în prezent, cel mai aglomerat drum din județ este cel care face legătura dintre Șcheia și Ițcani. Șcheia Ițcani, care face legătura între Ițcani, Șcheia și Suceava. Este cel mai circulat tronson de drum din cadrul județului.